Irina Burnaia s-a născut în satul Ciurari, în câmpia Burnașului din Teleorman și a studiat științele juridice, ajungând avocat în baroul Ilfov, dar este cunoscută în special datorită activității sale ca aviatoare în perioada interbelică. A fost instruită de pilotul Petre Ivanovici și pe 27 octombrie 1933 devine cea de-a treia aviatoare româncă cu un brevet gradul 1 și 2 pentru pilotajul avioanelor de turism. În 1935, împreună cu maestrul ei, Petre Ivanovici, inițiază un raid pe ruta București-Cape Town, călătorie care a fost întreruptă din cauza defecțiunilor tehnice după parcurgerea a 16.000 de kilometri. În 1939 a participat la Reuniunea Aviatică Internațională de la Rimini, unde a reușit să termine toate probele în admirația șefului de stat major și subsecretar al Ministerului Italian al Aerului, generalul Giuseppe Vale. A fost prima femeie pilot din România care a efectuat raiduri intercontinentale și prima acrobată pilot din țară care a participat la competiții internaționale.